Ținând cont de rezultatele din prima parte a campionatului, Concordia a terminat turul pe poziția 10-a, dar în 2013 nu a obținut nicio victorie. Ultimul succes datează din noiembrie, a fost chiar victorie în fața Gloriei, un 2-1 de Daniel Stan. Balonul ajunge la Cubilia și se aude fluierul. Gol anulat. Iată pe argentinianul Cubilia, a trimis balonul în poartă. Radu Petrescu a fluierat însă, un fault în atac la Cubilia. O pasă în profunzime pentru Pană. Pană acum poate finaliza. Este blocat in extremis de capitanul Hlinca. Duelul capitanilor la această fază. Ieșise și Bota din poartă. De prima ocazie a meciului. O minge în adâncime. Pană, în prima fază greșise Hlinca pentru că a fost depășit de balon. Revine însă și salvează. Impracticabil terenul și în acest moment Radu Petrescu oprește jocul. Fotbaliștii vor merge la vestiare. Să sperăm că ploaia va înceta și vom putea vedea fotbal cât de cât la Bistrița. Iată cum plouă. Recunosc că nici eu nu mai văd mare lucru din cauza acestei ploi. O adevărată perdea de apă care mi obturează vederea. Mi-ar fi destul de greu de acum încolo să reperez fotbaliștii pe teren. Ne-am dus la Bistrița, sunt imagini în direct, continuă să plouă torențial. Partida va fi suspendată. În mod normal, meciul se va juca mâine de la aceeași oră, așa prevede regulamentul. Radu Petrescu le-a acordat organizatorilor 60 de minute pentru a încerca să îndepărteze apa de pe teren. Nu s-a putut, oamenii au făcut eforturi, dar spuneam, plouă în continuare abundent. La un moment dat ploaia se mai domolise, a început din nou să plouă foarte, foarte tare, o adevărată rupere de nori aici la Bistrița. Cele două formații sunt la vestiare, vă spuneam, meciul este suspendat, jocul s-a întrerupt în minutul 14 la scorul de 0-0. Cul se va relua cu o minge de arbitru. În acest moment gazonul arată destul de bine, în unele zone este un pic moale, dar e absolut firesc, au căzut cantități importante de apă ieri. Bucurică, se dezvoltă bine atacul oaspeților, Coșereanu a intrat în careu, Coșereanu încă un dribbling, Coșereanu trage la poartă, Bota respinge, două intervenții ale portarului gazdelor, dar a fost offside la Pană. O fază cursivă a ilfovenilor, la care au participat Bucurică și Coșereanu. Iată-l pe Coșereanu, aici este offside la Pană. Oricum intervenise portarul de 30 de ani al Gloriei, Bota. Cornerul este executat de Pană. Se bate scurt, un pic descoperită, surprinsă apărarea Gloriei. Centrare acum și este gol, 1-0 pentru Concordia Chiajna. Marchează în minutul 31 Savin. Spuneam că a fost surprinsă apărarea celor de la Gloria la acest corner, s-a bătut scurt, au fost acolo doi fotbaliști ilfoveni, centrare la colțul lung și o reluare simplă cu capul a lui Savin. Iată faza. N-a putut interveni portarul Bota în această lovitură de cap a lui Savin, fundașul dreapta de 22 de ani. Al celor de la Concordia. Fotbalist în vârstă de 21 de ani. Un șut acum destul de sănătos. Boară senzațional această execuție. A fost șutul lui Chițu. Încă o dată. Iată șutul de la aproape 30 de metri al lui Chițu. Cobra este salvat de transversală. E un marcaj om la om, vine centrarea la colțul scurt, iarăși mingea cade în careu și este gol! Gol pentru Concordia, înscrie jucătorul intrat la pauză, Florin Ilie.
mari, mari probleme, iată, la fazele fixe pentru Gloria Bistrița. La fel s-a întâmplat și la faza primului gol. De asemenea, mingea a căzut în careu și încă un gol înscris cu capul. Florin Ilie dublează avantajul ilfovenilor în minutul 63. N-a reușit nici Bota cu acel plonjon să pareze. Iată, nimeni nu atinge mingea. Trimite cu capul destul de plasat, dar nu foarte puternic, Florin Ilie. Destul de visătoare defensiva Gloriei Bistrița, aceste momente statice ale jocului. Trestenicu. O pasă aici foarte bună și este ocazie imensă, ratată de Pop. Extraordinară și intervenția lui Alberto Cobrea. Iată, o minge în zonă centrală, este depășit Florin Ilie, dar Pop nu îl poate învinge pe Alberto Cobrea. Această fază fixă este o centrală, lovitură de cap, gol cu Bilia! Trei faze fixe, trei goluri până acum în această partidă. Trei goluri marcate cu capul, iată reușita argentinianului Cubilia. Un jucător de 24 de ani, Cubilia. Lovește mingea perfect cu capul. Și este o eroare de marcaj a capitanului Pană. De lângă el a înscris sud-americanul Cubilia. Încercat să controleze cu spatele. Acolo Pană, șut foarte frumos, gol! Gol marcat de tânărul Bagiu. 3-1 pentru Concordia în minutul 84. Iată, marchează Bagiu cu un șut spectaculos. Primul gol în Liga 1 pentru acest jucător tânăr de 18 ani, Cristian Bagiu. Se duce și mulțumește lui Iliestan pentru șansa pe care i-a oferit-o, iată, să evolueze pe prima scenă a fotbalului românesc. A intrat destul de bine în meci, a fost activ Bagiu. Iată, dribling scurt cu dreptul în fața lui Adi Iordache și apoi finalizare cu piciorul stâng din afara careului. Excelent șutul lui Bagiu. Se termină aici Gloria Bistrița, Concordia Chiajna 1-3. Se termină această ediție a Ligii 1. Imediat vom revedea cele patru goluri. Este un succes meritat pentru Concordia, totuși o victorie amară, asta pentru că ilfovenii au retrogradat, la fel ca și Gloria Bistrița, dar un aspect foarte important, ambele echipe și-au luat licență. Cine știe ce se va întâmpla. Vom